avem nevoie să arătăm că suntem solidare. Există acțiuni coordonate de respingerea Convenției de la Istanbul, de instrumentalizare, și atunci am considerat oportun să ne arătăm solidaritatea cu surorile noastre din Bulgaria, care organizează în același timp, la aceeași oră, în Sofia și în Varna, un protest pentru siguranța femeilor. Ok, și care a fost așa vreun eveniment recent care ți-a atras atenția în mod deosebit? Apropo de ce se întâmplă în Bulgaria? În Bulgaria a fost de curând ucisă o jurnalistă, dar la nivel mondial sunt ucise în fiecare zi 137 de femei. Și în mare parte, în peste 50% dintre aceste cazuri, sunt ucise de un membru de familie, în cele mai multe cazuri de partener. Sunt multe crime care au loc și în România și violența nu se va opri dacă statele nu vor lua măsuri adecvate pentru a pedepsi agresorii și pentru a acorda un buget adecvat pentru adăposturi, pentru servicii de consiliere, pentru victime și așa mai departe. Și tu ce crezi? De ce s-a ajuns ca în Bulgaria să nu fie ratificată convenția? A existat o mobilizare puternică din partea grupurilor conservatoare, la fel ca și în România, odată cu referendumul pentru redefinirea familiei în Constituție, pentru modificarea Constituției, grupuri care au reușit să influențeze Parlamentul să decidă respingerea ratificării Convenției la Istanbul. Suntem într-o situație fericită în România, pentru că am reușit cumva mai devreme, prin efortul constant al organizațiilor neguvernamentale, dar nu numai, am reușit să convingem decidenții să ratifice Convenția de la Istanbul în 2016. Deci am reușit să fim un pic un pas în fața grupurilor conservatoare. Dacă lucrurile astea se întâmplau acum în România, același lucru s-ar fi întâmplat. Adică sunt sigură că dacă nu aveam ratificată Convenția de la Istanbul în acest moment, ea probabil că ar fi fost respinsă de Parlamentul Român. Am înțeles, dar care sunt beneficiile pe scurt ratificării acestei convenții? Oferă niște măsuri foarte clare pentru siguranța femeilor, cum sunt, adică obligă. Obligă cumva statele membre, statele care se ratifică convenția, să adopte niște măsuri clare în legislație. Cum este ordinul de protecție până la 6 luni în România, de exemplu, sau ordinul de protecție provizoriu, care poate să fie emis pe loc de către un polițist, ceea ce înseamnă că mută responsabilitatea pe agresor în această situație. Dar în același timp, convenția vorbește și de educație pentru egalitate între femei și bărbați, educație pentru egalitate de gen, care să existe în sistemul de învățământ public și de bugetarea de la nivel local a adăposturilor și serviciilor pentru victime. În Bulgaria, din câte știu, problema dusă în discuție se referea la faptul că practic ratificarea Convenției de la Istanbul ar fi echivalat cu o impunere a ideologiei de gen și de fapt cu o impunere a drepturilor mișcărilor LGBT. Ce părere ai? Cred că Convenția de la Istanbul, adică Convenția Consiliului Europei pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, este o convenție europeană care este instrumentalizată de către aceste grupuri neoconservatoare. Este clar că în convenție este precizat inclusiv de construirea stereotipilor de gen, din perspectiva conceptului de gen. Noi nici măcar nu am ajuns să înțelegem în România ce înseamnă gen sau de cum putem să vorbim despre identitate de gen sau egalitate de gen. Și atunci întreaga convenție este redusă la această recomandare, care vorbește printre altele și de ieșirea din rolurile tradiționale de gen, asta implicând inclusiv identitatea de gen, și ne instrumentalizează pentru a alimenta ură împotriva comunității LGBT, ceea ce nu este deloc de dorit. Spuneam un mesaj pentru surorile noastre din Bulgaria. Nu ești singură. Ce scrie în bulgar aici? Nu ești singură. Da. Ambasada știe că protestăm? Sigur știe că au fost informații. Noi nu ne-am comunicat nimic oficial că există protest, dar e imposibil să nu fi fost informați și cu siguranță știu că există proteste la ei în țară. Înțeles. Tudorina, poți să-ți predau ștafeta? Te rog. Eu trebuie să fug și nu e nimeni drag. Și poți să zicem... Pardon? Am impresat. Băi, am aici, uite. Eu mai